De astăzi, fumătorii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a plăti un pachet de țigări. Asta înseamnă că mai multe branduri vor mări tariful, românii ajungând să plătească 50 de bani în plus pentru a-și satisface doza zilnică de nicotină. În prezent, prețul de vânzare al unui pachet de țigarete este de 20 de lei, însă, în anumite cazuri, ajunge și la 24 de lei. Ultima majorare a accizelor la tutun a avut loc în luna ianuarie anul acesta. Vești proaste pentru fumători. Autoritățile au făcut anunțul de care toți iubitorii de nicotină se temeau. Românii vor plăti în plus 50 de bani la fiecare pachet de țigări cumpărat. Aproximativ 80% din prețul unui pachet este reprezentat de accize, TVA și alte taxe pe care producătorii le plătesc statului. Potrivit datelor statistice, în 2019, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro. Iar anul trecut, sectorul tutunului a devenit cel mai consistent contribuabil pentru statul român.